Haideți să începem, pentru că vreau să eficientizăm cât se poate de mult acest timp pe care îl avem împreună și pentru că suntem și într-o zi foarte mare, poate mai aveți și altceva de făcut. Numele meu este Angela Gherghe și sunt manager în cadrul companiei Forever Living Products și aș vrea să vă spun două, trei lucruri despre mine. Eu am cunoscut această minunată oportunitate, acest business, în ultimul an de facultate. Eram studentă în ultimul an și visul meu în momentul respectiv era să lucrez în bancă. Terminând științe economice, spuneam că va fi cea mai fericită viața mea dacă voi lucra în domeniul bancar. Și Doamne, face ca lucrurile chiar să se întâmple. Și m-am angajat în bancă, eram super încântată, simțeam că l-am prins pe Dumnezeu din picior, dar pe măsură ce mergeam în fiecare zi la bancă, mi-am dat seama că nu mai eram stăpână deloc pe timpul meu. Știam ora la care plec, dar nu mai știam ora la care vin. Nu aveam copilași în viața mea în momentul respectiv și îmi doream să apară copilașii și îmi puneam întrebarea, ok, și când vor apărea copii, la fel de mult timp voi fi plecată de acasă? Și nu-mi plăcea deloc lucrul acesta, era frustrant pentru mine și atunci am luat decizia să fiu mai atentă la această oportunitate și să încep să aloc toată energia mea către așa ceva. Și atunci, în acel puțin timp pe care îl aveam, așa că te înțeleg dacă spui că nu ai timp, deci uneori ieșeam și la 7 și la 8 și la 9 seara din banca, ei, în acea oră, două liberă pe care o aveam, am început să construiesc acest business și împreună cu soțul meu, Valentin, într-un an de zile, am atins nivelul de manager. Pentru mine a fost cea mai fericită zi din viața mea, pentru că atunci mi-am dat demisia din bancă și din momentul respectiv am putut să însemnez libertatea mea. Cum s-a schimbat viața mea? Ne-am mutat într-un oraș mai mare. Au apărut copilași în viața noastră, fetița are 6 ani, băiețelul 11 ani și am putut să fim prezenți în viețile lor exact atât cât a fost necesar. Adică ceea ce trăiesc eu acum este acea libertate să fac ce vreau, când vreau și cu timpul meu și cu banii mei. Și te provoc și pe tine să fii puțin atent la ceea ce se va întâmpla astăzi, să vezi cum și pentru tine această oportunitate poate să însemne o șansă enormă. Și haideți să încărcăm și materialul ca să vedem despre ce este vorba. Ok, haideți să vedem. Acolo scrie foarte interesant, schimbă-ți gândirea și îți vei schimba viața. Așa este, pentru că orice idee, orice lucru măreț începe de aici, din căpușorul nostru, în clipa în care ne punem ceva în minte. Da? Și dacă nu schimbăm modul de gândire și dacă în continuare vom gândi negativ, dacă în continuare vom spune că la noi nu funcționează, că în România nu merge, nimic nu se va întâmpla. Și dacă noi începem să gândim altfel, toate lucrurile din viața noastră se vor schimba. Și haideți să vedeți cine este partenerul de business pe care noi vi-l propunem în seara aceasta, care este Forever Living Products. Această companie este din anul 1978 înființată, este o companie americană din Arizona și este prezentă la ora actuală în peste 160 de țări cu sedii proprii în toate aceste țări. Această companie este foarte bogată în lichidități și ce mi-a plăcut mie personal cel mai mult este că nu are datorii și nici nu a avut datorii, ceea ce înseamnă o putere financiară foarte mare. Cifra de afaceri este colosală, deci deja depășește miliarde de dolari, iar domeniile în care activează această companie sunt sănătate și wellness. Și haideți să vă întreb, acum oamenii oare au nevoie de sănătate, mai ales în această perioadă atât de delicată pe care o traversăm? Cu toții avem nevoie de sănătate și este foarte important să fim răspunzători noi de sănătatea noastră și nu medicul. Medicul se ocupă de boală, noi suntem răspunzători de sănătatea noastră. Iar wellness înseamnă acea stare de bine. Înseamnă putem traduce această stare de wellness prin tot ce înseamnă spa, prin tot ce înseamnă saloane de fitness, saloane de înfrumusețare. Bine, în perioada aceasta sunt un pic mai restrictive, dar în curând vom reintra în normal. Așa că noi oamenii căutăm și sănătate, căutăm și wellness. Cine este Forever în România? Din anul 1999 și-a deschis porțile, avem sediu oficial, vânzările au fost în creștere și ce îmi place mie foarte mult este că se investește în oameni. Deci dumneavoastră veți fi pe primul loc. Și dacă ești pentru prima oară la astfel de întâlnire, vei vedea pe parcursul acestei mici prezentări de ce se întâmplă așa ceva. Acesta este președintele fondator al companiei noastre, Rex Moon, și aici este o bucățică din misiunea companiei. Și îți spun așa că vom crea un mediu profitabil în care oricine poate să devină în mod demn ceea ce își dorește, dar în care ne vom lăsa ghidați de integritate, empatie și bucurie. Este foarte important să se întâmple lucrul acesta și eu pot să confirm din 2001 până în prezent că chiar așa se întâmplă. Din acest moment să știți că o să vedeți câteva cifre, câteva sume de bani, niște cifre destul de mari. Ceea ce vreau să vă spun este că aceste sume sunt perfect adevărate, perfect reale, cu o condiție. Dacă există muncă în spate, nu există o garanție, ai atins nivelul, ai această sumă de bani. Dar există o garanție, dacă tu muncești, vei fi plătit. Și asta este extraordinar de important.
Haideți să vedem de ce Forever are un succes global. Pentru că este puterea combinată a unei rețele de proprietari de afacere, de acasă sau online. Așa că dumneavoastră acum sunteți acasă și eu sunt acasă, respectăm că stăm acasă, da? Dar putem să fim proprietari unei, proprietari unei rețele, da? Care lucrează de acasă. Ce face această rețea? Acționăm în două direcții. Odată, recomandăm produsele către consumatori, către cei care chiar doresc să consume, să vadă ce minunate sunt aceste produse. Iar a doua direcție și cea mai importantă, discutăm cu oamenii despre potențialul acestui business. Vorbim cu oamenii care vor să câștige bani și care vor să aibă un parteneriat cu Forever. Și sistemul în care lucrează această companie este sistemul de marketing în echipă. Nu știu dacă ai mai auzit până acum de acest sistem de marketing de echipă, dar aș vrea să-ți punctez câteva particularități pe care le are. Unul și poate cel mai important, veniturile sunt nelimitate și pot fi lăsate moștenire. Tu vei hotărâ cât să câștigi în funcție de cât de mult muncești și de cât de mult te implici. Tu stabilești țelurile, iar tot sistemul te ajută să ți le îndeplinești. De tine depinde cât de mari sunt țelurile, cât de mari sunt obiectivele. Poți să lucrezi part-time sau full-time în funcție de programul tău. Eu am început part-time pe lângă serviciu și acum pot să spun că este full-time când dedic toată activitatea mea, tot timpul meu acestei activități, pentru că îmi place ceea ce fac. Ai parte de suport și instruire completă. Pentru că totul, deci roata este inventată. Tot ce ai de făcut este să începi să o învârți. Da? Avem o parte de niște stimulente remarcabile, e vorba de împărțirea profitului, de program de mașină, călătorii globale, imediat vom discuta despre ele, și recunoaștere, premii și distracție. Recunoaștere este un cuvânt foarte puternic, foarte profund și hai să te întreb, când ai avut ultima oară parte de recunoaștere? Oare la locul de muncă s-a întâmplat așa ceva? Și hai să ne uităm în această perioadă, din păcate foarte mulți oameni cred că au o situație destul de delicată vis-a-vis de locul de muncă. Și gândiți-vă ce șansă minunată putem să le oferim cu acest business, pentru că Forever este o șansă pentru oricine. Nu contează de unde vii, contează unde te îndrepți. Nu contează ce pregătire ai, contează ce vrei să înveți ca să fii pregătit mai departe. Da? Și dacă asta îți lipsește în viața ta, vei avea parte din plin în cadrul acestei companii. Ce facem noi? Sunt patru lucruri pe care le facem și dacă înțelegem aceste patru lucruri și începem să le aplicăm, cu siguranță acest business va funcționa extraordinar de bine și pentru tine. Unul și cel mai important, folosește produsele. Fii cel mai bun client al tău. De ce? Nu poți, din punct de vedere etic și moral, nu poți să promovezi ceva ce tu nu ai folosit. Eu nu aș putea să-ți vorbesc despre așa ceva. Așa că fii cel mai bun consumator al tău. Și sunt convinsă că dacă folosești ceva și îți place, fără să vrei recomanzi, așa este. Este în firea noastră umană să recomandăm ceea ce ne place. Ne-a plăcut un film, îl recomandăm și prietenilor. Ne-a plăcut un salon de frumusețare, îl recomandăm și lor. Ne-a plăcut un fel de mâncare la un restaurant, îl vom recomanda. Deci este natural să facem lucrul acesta. Și atunci pasul 2 este recomandăm produsele. Asta înseamnă că vom vorbi cu oamenii despre beneficiile acestor produse, le vom spune cât de încântați, cât de bine ne-am simțit noi cu ei, cu ele, și în modul acesta vom găsi acei 20-30 de clienți fideli. Deci nu tot orașul tău, nu toată strada ta, 20-30 de clienți fideli. Iar a treia direcție este să construim o echipă și vorbim cu oamenii despre partea de business, despre partea de afacere și vom găsi primii 5 oameni cheie cu care să lucrăm și bineînțeles că vom lucra după ciclul succesului și o să vedeți imediat în ce constă lucrul acesta. Iar a patra direcție unde cred că te vei regăsi foarte mult este să instruim echipa. Și ce înseamnă să instruim echipa? Să instruim să-și găsească propriilor clienți și să-și găsească propriilor oameni de business. Iar acest proces de instruire îl vei putea face dacă tu, la rândul tău, vei fi instruit. Și am spus că lucrăm după ciclul succesului. Și am să te rog să te uiți să vezi cam așa stau lucrurile. Cred că ești de acord cu mine că în orice business, în orice afacere, este foarte important să avem o bază de date. Nimic nu funcționează fără o bază de date, da? Ei, dacă avem acea bază de date, primul lucru ce vom face, vom începe să contactăm acea bază de date. Dacă tu, de exemplu, ai vrea să-ți deschizi o grădință particulară, mi-a venit acum grădiniță, da? Ce vei face? Vei începe să le spui la oameni, hei, fii atent, am o grădință particulară, hai să-ți arăt cum este la mine, da? Vom începe să le spunem oamenilor, îi vom contacta cu ceea ce facem noi, da? Pasul următor este să le arătăm. Să le arătăm o bucățică din ceea ce facem noi. Și dacă sunt interesați și li s-au aprins un beculeț, atunci trecem la pasul următor, la prezentarea afacerii. Dumneavoastră, în acest moment, sunteți la o prezentare de business, la o prezentare de afacere. Dacă după această prezentare, dumneavoastră sau ceilalți oameni vor fi încântați, se vor înscrie în cadrul
acestui parteneriat, vom face un plan și vom trece la acțiune. Iar toată această roată se începe să se miște dacă tu ai o motivație, dacă ai un de ce foarte clar și foarte puternic. Pe mine m-a motivat foarte mult lipsa timpului, că nu eram stăpână pe timpul meu. Nu știu ce te motivează pe tine, poate îți dorești mai mulți bani, poate îți dorești doar 200-300 de euro în plus să plătești, nu știu, meditațiile copilului, sau poate îți dorești 1.000 de euro în plus în funcție de nevoile tale. Poate vrei o altă mașină sau chiar o mașină nouă, poate îți dorești să pui bani deoparte pentru o pensie sau poate îți dorești dezvoltare personală. Doar de tine depinde. Și indiferent care este motivul tău, vei începe să faci acești pași dacă tu ai un de ce foarte puternic. Și hai să vedem acum concret cum vin bănuții. Ce se întâmplă și în această planșă vom discuta despre multiplicarea timpului. Pentru că știu că timpul este o problemă pentru fiecare dintre noi. Și dacă o să înțelegi această planșă, cum se multiplică timpul, îți va fi foarte ușor să spui, da, pot să pornesc și eu acest business. Acolo în centru ești tu, ești un forever business owner. Și să presupunem că poți să lucrezi doar 10 ore pe săptămână. Asta înseamnă 2 ore pe zi, de luni până vine. Da, dacă am reușit și eu ieșind la 7-8 seara din bancă, cred că ai să reușești și tu. Și hai să luăm acest caz ipotetic, da? Că vei găsi pe cineva în echipa ta care este foarte încântat de produse și doar va recomanda aceste produse, el va lucra doar 5 ore. Altcineva va fi la fel ca tine, se va implica 10 ore, altcineva împreună cu toată echipa lui va putea să se implice 20 de ore, altcineva 30 de ore, altcineva 50 de ore. Repet, tu ai lucrat doar 10 ore, dar dacă ar fi să adunăm toate aceste ore, înseamnă că în afacerea ta s-au lucrat 125 de ore, dar tu personal ai lucrat doar 10 ore, dar vei fi recompensat pentru 125 de ore. Asta înseamnă multiplicarea timpului. Da? Și pe toți acești oameni din echipa ta, ce îi vei învăța? Să folosească produsele, să-și găsească clienții fideli, să-și găsească oamenii pentru business și să învețe să multiplice acest sistem. Și acum, dacă ești doar încântat de produse și vrei să le recomanzi, poți să faci lucrul acesta. Veniturile tale vor începe undeva de la 200 de euro. Dacă vrei să te implici un pic mai mult și dorești un pic mai mult pe partea financiară, atunci vei fi un lider de echipă, îți vei construi o structură și veniturile tale vor fi pe măsură. Dar dacă vrei un pic mai mult și simți că în tine este așa un spirit antreprenorial, atunci te provoc să fii un dezvoltator de afacere, vei vedea imediat ce înseamnă și veniturile tale deja vor depăși 2000 de euro lunar. Repet, aceste sume sunt strict orientative. Ele sunt perfect reale, dar cu condiția să muncești. Da? E foarte important să depunem munca necesară. Și pentru că este o afacere de succes internațională și se desfășoară în foarte multe țări, era nevoie să se creeze o monedă globală forever. Iar moneda globală este punctul credit. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că fiecărui produs îi este alocat un punctaj. Da? De exemplu, acest bidonaj de gel de aloe vera are undeva la 0,101 puncte. Cutia Touch of Forever are 2 puncte. Și pe baza acestor puncte suntem plătiți la fel în toate țările, în toate cele 160 de țări unde este prezentă compania. Să știți că această companie ne cere o minimă activitate lunară. Mie îmi place să-i spun pontajul nostru lunar. Ce înseamnă doar 4 puncte credit. Aceste 4 puncte credit, cum le vom face? Din a folosi noi produsele și vă vedea, după ce odată le veți folosi, veți fi îndrăgostiți de ele. Apoi ce vom face? Vom vorbi despre ele și le vom recomanda. Și partea a treia, vom recruta oameni în business, le vom arăta oamenilor că și ei pot să fie independenți financiar, că și ei pot să-și controleze partea financiară și să nu mai depindă de o firmă care azi este și mâine nu este. Și poate te întrebi, ok, dar cine sunt clienții noștri? De unde fac eu rost? Mai ales în această situație, da? În care totuși e delicată pe care o traversăm. Cei mai importanți oameni și cei mai buni clienți ai tăi vor fi oamenii de care îți pasă. Gândește-te cât de important este să le protejăm sănătatea în perioada aceasta, da? Și putem să facem lucrul acesta începând cu acei oameni de care chiar ne pasă. Apoi, colegii de muncă, da? Având în vedere că acum folosim aceste platforme online, mai toate firmele au început să lucreze de acasă, putem să-i abordăm prin această variantă și să le spunem. De asemenea, părinții care intră și ei, din păcate, pe platformele de învățare împreună cu copiii și lor putem să le spunem lucrul acesta. Iar oamenii care fac sport, să știți că n-au încetat să facă sport și au nevoie de aceste produse. De tine depinde dacă îi vei spune că tu ai o șansă pentru el. Cei care fac sport fac în continuare acasă și eu fac sport în continuare acasă, așa că sigur fac și ei sport, da?
Hai să vedem mai departe cum suntem plătiți. Primul nivel și cel mai important în cadrul acestui business este nivelul de asistent supervisor. Este nivelul de la care tu poți să demarezi afacerea. Acest nivel presupune să acumulezi 2 puncte credit, fie dintr-o dată, și o să vezi cu pachetul Touch Forever, fie succesiv prin comenzi repetate. Da? Indiferent care este varianta, important să te califici la acest nivel. De ce? Pentru că de la acest nivel vei avea un discount major de 35%, ceea ce este foarte, 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 foarte mult. Doar gândește-te ce altă companie ți-ar da un discount atât de mare, da? Și ce vei face tu la acest nivel? Vei folosi produsele, le vei recomanda și vei recruta oameni pentru business. Acolo mai vezi mai departe 25 de puncte supervisor, 75 de puncte asistent manager. În 2 luni consecutive se acumulează aceste puncte, dar cel mai rău din nivel este nivelul de manager. Aici putem să-l atingem în 2 variante. Fie acumulăm 120 de puncte în 2 luni consecutive, fie 150 de puncte în 3 sau 4 luni consecutive. Dar nivelul de manager deja presupune o stabilitate. Presupune că ai în echipa ta cel puțin 15-25 de oameni, oameni serioși, poate vei avea și supervisor și asistent supervisor și asistent manager. Deja discountul tău crește foarte mult la 48%, deci vei lua produsele foarte, foarte, foarte ieftin, bineînțeles, și procentele tale de câștig se vor mări. Nu intru astăzi în sume, vei avea o discuție cu sponsorul tău, cu persoana care te-a invitat și îți va explica foarte clar cum anume vin aceste procente, pentru că este un sistem foarte simplu. Și de la nivel de manager se deschid porțile, se deschid porțile spre cea mai mare oportunitate din viața ta, ceea ce înseamnă venituri din drepturi de autor. Și hai să vezi cum se întâmplă lucrul acesta. Eu personal, prima oară în 2001, când am auzit de dreptul de autor, mă gândeam că trebuie să scriu o carte ca să primesc dreptul de autor. De cântat eram convinsă că nu știu să cânt, așa că zic, poate am o șansă să scriu cărți, da? Doar așa mă gândeam, cu toate că nu sunt foarte mari venituri din dreptul de autor de la scrierea unei cărți. Dar haideți să vă arăt cum vin drepturile de autor din Forever. Să presupunem, hai să ne imaginăm o situație foarte interesantă, că tu ești manager, da? Ai un discount de 48%. Și sunt convins că vei cunoaște măcar o Maria în echipa ta, pe care o vei ajuta, o vei învăța, o vei instrui să atingă și ea nivelul de manager. Pentru că tu o vei ajuta pe Maria să atingă nivelul de manager, vei avea drept de autor 6% de pe tot rulajul pe care îl va face Maria împreună cu echipa ei. Dacă împreună cu Maria o veți ajuta pe Elena să atingă nivelul de manager, și de acolo vei avea 3% drept de autor. Dacă l-a ajutat și pe Mihai, și de acolo vei avea 2% drept de autor. Ei, la a treia generație se oprește. Dar firma nu te oprește la câte astfel de linii de drepturi de autor să ai. Eu, în clipa în care mi s-a format o astfel de primă linie de venituri din drepturi de autor, mi s-a părut o chestie fenomenală. Cel puțin al treilea manager nu am lucrat aproape deloc, pentru că nu a putut fizic să fiu acolo prezentă și în vremea respectivă internetul nu era la mare căutare, da? Așa că te poți dezvolta atât cât de mult dorești. Nici nu vreau să mă uit pe aceste cifre, pentru că sunt atât de adevărate și uneori sunt mai mari decât sunt aici, dar repet, la bază este munca. Și dacă tu vei face o astfel de linie și oamenii nu vor lucra, n-ai cum să încasezi aceste venituri. Deci trebuie să fii o echipă de oameni serioși. Ia să te întreb, dacă tu mergi la serviciu o zi da și trei nu, îți dă salariu, același salariu? Cred că nu. Așa că este important de consecvență și de muncă. Veniturile acestea din dreptul de autor pot fi globale, sunt internaționale, de oriunde, indiferent în ce țară vei avea un manager și de acolo vei primi procent. Iar aici am să-ți spun câteva nivele. Senior manager, sorry manager, safir manager, diamant safir manager, diamant manager. Niște denumiri, așa, cu niște sume, poate te și sperie și nu încapă mintea ta, te provoc să încapă aceste sume în mintea ta. Ce vreau să spun este că aceste niveluri, la fiecare acest nivel, există oameni calificați inclusiv în România și vei putea cunoaște pe viu online, aș putea să zic, în mai, când vom avea evenimentul nostru Success Day, îl vom face online de data aceasta ca să ne protejăm și să vă protejăm și pe dumneavoastră. Inclusiv la nivelul de diamant avem 2 familii calificate și le vei putea cunoaște și vei vedea ce înseamnă lucrul acesta. Am spus la început despre Chairman's Bonus, un fel de al 13-lea salariu cu ghilimele de rigoare. Sunt niște sume de bani pe care Forever ți le oferă în urma unei activități foarte clare pe care o faci timp de un an de zile. Aici sunt doar câteva check-uri. Ce este foarte interesant este că nu contează când ai început acest business, contează cât de mult te implici. Nu contează dacă... Adică se pune problema în felul următor, dacă tu ești primul s-ar putea să câștigi mai mult, nu. De exemplu, doamna Maria Pop a fost prima, familia Meșter a fost mai târziu înscris în acest business. Cel care muncește cel mai mult, cel care se implică cel mai mult, va câștiga cei mai mulți bani, da?
Avem parte și de stimulente extra. În fiecare an sunt două călătorii globale, două destinații de top și anul viitor vom pleca în Sydney, în Australia. Anul acesta, având în vedere conjunctura, din nou, protejăm oamenii. Este o companie care investește foarte mult în oameni și protejăm acești oameni și atunci nu mai avem astfel de călătorii. Ce este interesant că această firmă te trimite în aceste călătorii pe banii ei, la hoteluri de 5 stele și vei fi tratat regește. Și dacă îți dorești lucrul acesta, Forever ți-l oferă. Bineînțeles, avem și programul Forever to Drive, programul de mașină. Dacă timp de 3 luni de zile faci o anchetă susținută, firma îți plătește până la 9.600 de euro anual pentru a-ți cumpăra o mașină sau pentru a face ce vrei tu cu banii respectivi. Și să știți că suntem oameni obișnuiți, la fel ca și tine, obișnuiți, dar avem un vis. Și dacă ai și tu un vis, hai alături de noi să vezi ce se întâmplă. Și toate lucrurile acestea pe care eu vi le-am spus, și aceste niveluri, și aceste sume de bani, n-au cum să fie adevărate dacă nu am avea niște produse extraordinare, superioare din punctul meu de vedere. Și poate te întreb, ok, dar oare sunt pe piața potrivită? Oare oamenii au nevoie de așa ceva? Hai să vedem. De controlul greutății avem nevoie. Vă spun eu că după această perioadă toată lumea o să aibă nevoie de controlul greutății, așa că fii pregătit să-i ajuți când oamenii vor avea nevoie de ajutorul tău. Vitamine și suplimente, da, mai ales că stăm în casă și având în vedere că am și specializare pe nutriție, vă spun că acum vom avea deficiențe pentru că nu ieșim la soare. Așa că oamenii au nevoie să consume așa ceva. Îngrijirea pielii și îngrijirea personală, toată lumea folosește. Sport și nutriție, v-am spus mai devreme, chiar este nevoie. De ce să alegem produsele de la Forever? Pentru că Forever este lider mondial în tot ceea ce înseamnă planta de aloe vera. Cultivă planta, realizează produsele voastre de aloe vera și le distribuie în toate cele 160 de țări. Gândiți-vă că Forever este cel care a obținut un patent, avem patent de stabilizare a gelului pe cale naturală, da? Produsele sunt de calitate superioară, din ingrediente sigure, nemodificate genetic. De asemenea, Forever controlează fiecare etapă a procesului agricol. Ce este foarte important este că nu se folosesc insecticide, pesticide sau alți fertilizatori și poate cea mai importantă recunoaștere pe care o are Forever este sigla cea din centru, este sigla Consiliului Științific Internațional pentru Aloie, care certifică puritatea și concentrația gelului de aloe vera. Și dacă vreodată doriți să folosiți aloe vera pura, căutați să aibă această siglă. Avem și recunoașterea kosher și recunoașterea halal, nu sunt testate pe animale. Și în seara aceasta vreau să vă spun doar despre gelul de aloe vera, pentru că eu am la varianta 330 de ml, un baby aloe, dar este un produs pe care îl iubesc. De ce? Acest produs, în primul rând, îmi detoxifică organismul, îmi reglează metabolismul, îmi modulează imunitatea, mai ales în perioada aceasta, cu toții avem nevoie de așa ceva și este foarte important să facem lucrul acesta. Are peste 250 de elemente active și ar trebui să-l bea oamenii sănătoși ca să rămână sănătoși, oamenii cu probleme ca să înceapă să-și rezolve din probleme și să-și susțină foarte bine organismul. Dacă ți-a plăcut până aici și te întreb, ok, care este pasul? Cum să încep? Aș vrea și eu să demarez acest parteneriat. Atunci, cea mai bună variantă este pachetul de start. Pachetul Touch of Forever, care înseamnă două puncte credit și care te duce direct la nivelul de business, nivelul de asistent supervisor, nivel de la care ai 35% discount. Avantajul acestui pachet este că vei avea un discount major la el, aproximativ 100 de euro, nu vei mai da bani pe el, da? Este discountul pe care tu îl primești. În pachet vei avea produse, le vei folosi, vei putea să le spui altora cât de minunate sunt pentru tine, vei putea să dai spre testare aceste produse, chiar le-ai putea vinde o parte din ele și să te recupera din bani, da? Și în pachet mai un material foarte important. Primii pași spre manager este broșura care te învață de la A la Z ce ai de făcut ca și tu să ai succes. Și sunt convinsă că te întrebi în momentul acesta, oare va funcționa pentru mine? Și am să spun așa, da, dar cu câteva condiții și am să te rog să fii foarte atent la ceea ce spun acum. Da, dacă ești o persoană serioasă și ești convins că în orice activitate nouă este nevoie și de timp și de efort. Dacă ești învățabil, și participi la toate trainingurile și instruirile noastre importante, dacă investești timpul necesar să ajungi la succes, dacă te motivezi singur și ești dispus să lucrezi îndeaproape cu persoana care te-a invitat și crede-mă, este persoana care vrea cel mai mare succes pentru tine, da? Și este cea care te poate ajuta. Și bineînțeles, dacă ești dispus să gândești măreț, să ai niște visuri un pic mai mari, da? Un pic mai mari, atât pentru tine cât și pentru familia ta. Dacă ți-ai angajamentul să ai clienți fideli, să începi să-ți construiești o echipă, să începi să găsești acei 5 oameni cheie în business-ul tău. Și dacă ești pregătit să spui tuturor cu ce te ocupi și bineînțeles să arătune extraordinară. Pentru că dacă vei spune, uite, încearcă și tu un aloie, s-ar putea să te ajute, nimeni nu o să vrea. Dar dacă tu le vei fi folosit, știi cum? Entuziasmul va veni din folosirea acestor produse.
Și automat vei spune, business-ul este extraordinar, eu l-am testat și produsul și afacerea, hai să vezi și tu cum va funcționa pentru tine. Și din ce ai văzut până acum, sunt convinsă că te afli într-una din aceste trei situații. Dacă ești la nu și spui, nu, acest business nu e pentru mine, e prea complicat, prea multe cifre, nu-mi plac cifrele, paranteză, nici mie nu-mi plac cifrele, dar îmi plac banii, da? Așa, deci dacă nu ți-a plăcut acest business, nicio problemă. Folosește produsele, te provoc să folosești produsele ca să fii sănătos, ca să fii protejat și îți garantez că vor face o enormă diferență și în viața ta și în viața familiei tale. Dacă ești la poate și încă mai ai întrebări, am vorbit prea repede și n-ai înțeles foarte multe, nicio problemă, ia legătura cu persoana care te-a invitat, pentru că, repet, este cea mai măsură să-ți răspundă la întrebări, adresează toate întrebările ca să poți să iei cea mai bună decizie în cunoștință de cauză. Și dacă ești la da, atunci chiar în momentul acesta, cere linkul de înscriere de la persoana care te-a invitat, semnează online formularul de înscriere, comandă-ți propriul pachet Touch You Forever și fă planul de acțiune. Acum este momentul să spui, astăzi este începutul noii mele vieți. Da? Și îți garantez că persoana care te-a invitat va fi cea care te va ghida, îți va arăta pașii pe care trebuie să îi faci. Și voi încheia prin a-ți spune ceea ce a spus și Rex Moon. Creați-vă capodopera, creați măreție. Vreau să spun că tu ești unica. Tu cel care mă privești în momentul acesta și te uiți la această prezentare de business, vreau să spun că în tine există ceva unic. Tu ești unic pe Terra și te rog, dă-ți voie să strălucești. Nu mai este nicio altă copie la ta. Tu ești special, ai niște calități total aparte. Începe să le pui în valoare. Și dacă mintea ta începe acele gânduri, acel pitic care începe să spună nu e pentru tine, oamenii nu au bani, este greu, începe să gândești un pic diferit și să spui așa, oare de ce n-ar fi pentru mine? Oare de ce oamenii nu ar avea bani? Oare de ce n-aș putea să aduc și eu o schimbare în viețile oamenilor? Fii tu cel care în momentul acesta aprinde un felinar pe calea altor oameni. Cei care acum sunt în panică, sunt în disperare. Fii tu o mână de ajutor pentru ei. Vino tu cu toată pasiunea ta, cu tot entuziasmul tău și spune, hai să-ți arăt o cale prin care să poți câștiga un 200-300 de euro pe lună ca să poți să depășești această situație delicată pe care o traversăm cu toți. Da? Și pe măsură ce se va implica, aceste sume de bani vor începe să crească. Du-te lângă ei și ajută-i, susține-i și business-ul te va recompensa pe măsură. Eu îți mulțumesc că ai fost alături de mine, îți doresc să ai parte din niște sărbători extraordinare, binecuvântate și să știi că lumina este în tine și tu poți să luminezi pe cei din jurul tău. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine și te provoc să gândești măreț. Mulțumesc! O seară minunată!